Ați văzut că a trecut de 10.000 de euro Bitcoin-ul de curând? Incredibil pentru cei care au investit acolo. Care sunt avantajele și pericolele acestei noi direcții? Facem o mică acoladă în tehnologie pentru că ne interesează până la tehnologie banii. De unde facem rost de bani pentru a face aceste tehnologii și dacă există într-adevăr un pericol în aceste noi monede virtuale. Avem aici un specialist care cred că ne-ar putea elucida în acest sens. Căutăm să aducem cei mai buni specialiști printre noi și să vorbim cu folos când ne aflăm împreună. De aceea, domnul Daniel Dăianu de la Banca Națională a României, cred că ar putea să ne lumineze. Propoziția de debut a dumneavoastră a fost legată de Bitcoin și o să vă exprim punctul meu de vedere referitor la Bitcoin și alte monede, criptomonede, pentru că nu, Bitcoin nu este, se folosește și denumirea de monedă paralelă. De pildă, în România, euro, care este o monedă ce funcționează în mod legal, să se fac tranzacții în moneda, este o monedă paralelă vis-a-vis de leul, care este moneda statului român, moneda emisă de statul român. Ce este Bitcoin? Este o monedă emisă de cine? Dacă vă întreb pe dumneavoastră, de cine este moneda emisă? Deci nu are un stat în spate, nu are. Deci Bitcoin, unii spun că este monedă. Eu consider că este de fapt mai mult, este mai degrabă un activ speculativ. Pentru că nu răspunde nevoilor de bază ale unei. În primul rând că nu are în spate un stat. Pentru o monedă contează enorm să există un land of last resort. Deci un împrumutător de ultima instanță. Când se întâmplă ceva, în criza financiară, de pildă, băncile comerciale nu s-au injectat cu lichiditate proprie. Deci moneda creată prin multiplicare de către ele. Băncile comerciale au fost salvate prin injecții de lichiditate făcute de către băncile centrale, deci moneda de bază, se numește base money. Iar moneda de bază, se spune acest power money, monetary base, moneda de bază este emisă de băncile centrale. Drept este că una este să fie moneda de bază, dolarul american, ceea ce emite Fed-ul, sau ceea ce emite ECB-ul, Banca Centrală Europeană, deci monede puternice, care au împrumutător de ultima instanță puternic, Banca Japoniei, The Bank of Japan, chiar Banca Angliei, lira sterlină și altceva, monedele emise de băncile centrale ale economiilor emergente, inclusiv România, prin Banca Centrală care emite leul, Banca Națională a României, care nu are tărie intrinsecă proprie monedelor emise de băncile centrale din țările foarte mari, sunt monedele de rezervă. Care sunt monedele de rezervă? Dolarul american, yenul japonez, euro, Banca Centrală a Chinei. Devine pe zone importante, devine o monedă de bază. Există o preocupare majoră din partea băncilor centrale și din partea tuturor celor care se ocupă, au în vedere stabilitatea financiară, stabilitatea economică. Pentru că nu numai băncile centrale capătă și au această obsesie a stabilității financiare, alia stabilitatea economică și guvernele. Sistemele de plăți, sistemele financiare pot să devină vulnerabile prin inovații financiare și fiind ce înseamnă și inovație financiară periculoasă, sunt acele produse derivate, produse care pot să fie foarte toxice și care vulnerabilizează sistemul în totalitate. Conectivitatea ca trăsătura sistemelor financiare, deci în alta conectivitate, creează o mare vulnerabilitate sistemelor, pentru că avem fenomenul de contaminare care este foarte extraordinar de intens. Dar vulnerabilitatea este provocată și de atacuri. Avem cyber, avem atacurile informatice care creează o mare problemă de securitate, iar sistemele de plăți fac parte din infrastructura de bază. Nu numai a unei economii, infrastructura de bază a unei societăți. Și, nu întâmplător, cei care urmăresc să vulnerabilizeze ceea ce se consideră a fi competitori mari pe piețe sau dușmani, dacă judecăm totul printr-o logică geopolitică, recurg și la asemenea modalități.
hacking-ul, dar nu numai hacking-ul, atacurile, cei care sunt la originea unor atacuri informatice, creează mari probleme băncilor centrale, băncilor comerciale, care și ele sunt preocupate de funcționarea proprie. Fintech-ul, prin urmare, aici lupta este, eu îi spun o luptă, pentru că există tentația de a judeca fintech-ul. Eu am văzut și în prezentarea dumneavoastră, ați nuanțat, de fapt ați corectat prin ultima intervenție. Fintech-ul nu este o binefacere prin definiție. Fintech-ul vine cu știri bune și vine cu știri foarte rele. Așa cum tehnologiile noi, online-ul la fel, online-ul de unii este văzut ca un dar divin, prin accesul la informație, prin viteza de circulație informațiilor, prin faptul că putem să interacționăm între noi mult mai lesne. Pe de altă parte, creează sau aduce cu sine mari pericole și mari riscuri pentru sisteme. Și v-aș da un exemplu. Informația aceasta mai senzitivă, de pildă, nu se mai transmite prin online. Se recurge la modul transmisie din epoca de piatră. Pentru că nu mai există sistem invulnerabil. Toate sistemele sunt vulnerabile. Și aceasta este o mare problemă. N-ai cum să nu te gândești la așa ceva. Adică nu poți să privești numai partea bună a lucrurilor, te gândești și la partea rea. Eu vă pot povesti chiar episoade nefericite din experiența personală cu un operator de marcă, al cărui reprezentant este aici. Mi s-a blocat, n-am avut acces la poșta proprie. Și nu am încă acum, nici azi dimineață nu aveam, de 3 săptămâni. În condițiile în care fac această observație. De ce? Pentru că sunt la o întâlnire a dumneavoastră. Am primit un telefon. Uitați că mi-a trecut prin cap să vă istorisesc așa ceva, ca să vedeți ce înseamnă noua tehnologie. Acum vreo 3 săptămâni sau acum o lună mi s-a spus: domnule Dăianu, vrem să vă oferim un serviciu ameliorat, viteză mai mare. Mi s-a schimbat dispozitivul și poșta a încetat să funcționeze. Poștă. Și când am avut 5 sau 6 discuții cu cei care deservesc clienții și parcă solicitam să mi se facă un favor. Se făcea o sezizare la serviciul tehnic, ca și cum era un outsourcing, ca și cum serviciul tehnic nu făcea parte din... Deci, sunt lucruri, îi pare ceva trivial, lipsit de semnificație. Dar și aici observăm cât de ușor se poate, putem să mergem dintr-o zonă a ameliorării serviciilor, a satisfacției, a ceea ce noi considerăm că aduce bun fintech-ul, într-o zonă în care, de fapt, ești mânios, în care îți dai seama că lucrurile nu sunt așa de sănătoase și că sistemul este extraordinar de vulnerabil. Fac parte de ani de zile dintre cei care au susținut că Bitcoin și mai sunt monede, criptomonede, sunt active de speculație și timpul va valida această teză noastră. Mențin acest punct de vedere, aduc și argumente, dintre care cele pe care deja le-am evocat, că nu există un stat în spatele acestui activ, că nu pot să-l denumesc nici măcar criptomonedă. Înțeleg explicații de genul, de fapt, lipsa de încredere în băncile centrale a condus la dezvoltarea rețelelor. De fapt, este și o reacție anti-establishment, este o reacție a celor care vor să recuze și acuză ierarhiile și preferă structurile orizontale. Deci accept și asemenea argumente. Faptul însă este ca monedă cu funcții proprii pentru așa ceva, pentru o monedă, Bitcoin și alte criptomonede, deci nu răspund nevoilor și eu cred că viața va arăta că așa stau lucrurile. Iar în ceea ce privește funcționarea sistemelor, aș mai face o distinție care este esențială. Adesea nu se separă blockchain-ul
de Bitcoin. Blockchain este o tehnologie care este utilă și este interesantă și pentru băncile centrale, este utilă și pentru marile conglomerate financiare, pentru că și ele doresc să-și amelioreze sistemele de plăți, pentru că au probleme cu compliance, cu transmiterea de informații și blockchain-ul poate să aducă securitate mai multă. Bitcoin este altceva. Bitcoin utilizează tehnologia blockchain, dar nu automat înseamnă, nu se identifică cu blockchain-ul. Și eu cred că această distinție este absolut necesară. Ea oricum este făcută de către bănci centrale, deci în băncile centrale se studiază blockchain-ul, se și dorește să fie utilizat, băncile comerciale se pare că sunt chiar cu un pas înainte, dar sistemul financiar va trebui să meargă, mă refer la bănci centrale și bănci comerciale, în tandem din acest punct de vedere. Și în fine, și voi spune, eu cred că și fac dat din de cei care susțin că fintech trebuie să fie sever reglementat. Așa cum tot sistemul financiar se cuvine să fie reglementat. Mai mult de 3 decenii a dominat o paradigmă potrivit căreia nu e nevoie să reglementăm și să supraveghem sistemul financiar. Era așa numită ultra-light, ultra-patch regulation, adică sistemul se poate reglementa, supraveghea singur. Deci nu e nevoie ca statul să interfereze băncile centrale. Acest sistem a ieșuat în mod lamentabil și a dus pe marginea prăpastiei, de fapt, funcționarea sistemelor financiare și economiile. Și băncile centrale și guvernele au fost obligate să intervină pentru a salva sistemele bancare. Și aceasta e o realitate dramatică. Fintech-ul a și de la trebuie să fie reglementat și supravegheat. Unii vin cu argumente sau invocă au o plădoarie de genul, dar este o industrie tip infant industry, e de bea la început, nu trebuie să fie reglementat, în fond blocăm progresul tehnic. Este un discurs aiurător în opera mea, în opinia mea. Este ca și cum ai spune că nu trebuie să mai reglementăm introducerea de medicamente pe piață, fiindcă unele medicamente sunt tot așa în fază de infant de dezvoltare și oricum trebuie să testăm oamenii. Da. Este de neînțeles. Și îmi pare bine că, de fapt, acum și băncile centrale și își dau seama că și fintech-ul trebuie să fie reglementat, astfel încât daunele colaterale să nu fie foarte mari și să nu fie puse în discuție funcționarea sistemului în întregime, sistemului financiar, dar și sistemului economic. Pentru că nu poți să ai în divorț sistemul financiar de sistemul economic. Ne puteți spune că la Banca Națională există o divizie, un colectiv care analizează această bancă? Vă spun că Banca Națională a României face parte, pot să fac aceste declarații și numele Băncii Naționale, Banca Națională a României face parte din sistemul european al băncilor centrale. Deci, deja există o colaborare foarte intensă. Banca Centrală Europeană are compartimente care se ocupă nu numai cu studierea fintech-ului, dar au grupuri de analiză care studiază rețelele, impactul deci noilor tehnologii asupra funcționării sistemelor financiare și băncile centrale colaborează intens pentru a preveni atacurile informatice. Atacurile informatice sunt un mare pericol, fac parte din registru de război hibrid. Deci sunt state care folosesc atacurile informatice pentru a-ți ataca orice componentă a gridului, a infrastructurii de bază. Sistemul de plăți face parte din infrastructura de bază a unui stat. Și nu te joci cu așa ceva. Și de aceea ai nevoie, și aici poate iar spun ceva care sună a blasfemie pentru dumneavoastră care sunteți specialiști în acest domeniu. Eu cred că de la un anumit prag, complexitatea mai mare, gradul mai sofisticat, deci trece Rubiconul, adică costurile sunt mai mari decât dezavantajele. Deci sistemele extrem de complexe sunt foarte greu de gestionat.
Uneori complexitatea te poate ajuta dacă ai structuri disipative, dacă se asigură echilibrul sistemului. Poate vorbesc că eu nu sunt un expert, dar din ce înțeleg, din ce cât am citit și din ce înțeleg și din ce văd că se întâmplă în sistemul financiar. Există un tip de complexitate care trece de capacitatea noastră de înțelegere. Deci nu mai avem nici modele cognitive și nu mai putem să operaționalizăm mecanismele noastre și uneltele prin care încercăm să controlăm sistemul în sens pozitiv. Nu să domini sistemul, să-l controlezi pentru a nu avea căderi ale sistemului. Deci aici cred eu că este o mare problemă, un mare challenge pentru toți și de aceea simplitatea devine capătă valoare adăugată. Sistemele mai simple sunt mai utile decât sistemele extraordinar de complicate, care sunt foarte greu de administrat. Și istoria mea personală, am istorisit ceva poate pentru că am avut un năduf, nu era poate cazul aici, dar merita. Pentru că de la ce s-a pornit? Domnule Deianu sau domnule Ionescu, vrem să vă ameliorăm serviciile pe care le furnizăm și de fapt, ce am făcut? Deci sistemul poate că trebuie să fie mai simplu pentru a fi mai prietenos. Un sistem foarte complicat devine unfriendly. Și pentru cel care furnizează și pentru cel care consumă serviciul respectiv. Tendința este de scăderea ponderii băncilor tradiționale, clasice. Deci așa numitul shadow banking, sectorul bancar umbră. Sunt piețele de capital implicate aici. Deci capătă o pondere tot mai mare. Și va fi greu și pentru băncile centrale și pentru guverne, pentru că este sectorul umbră. Sectorul umbră are lumini, dar are și un sector virtual, se virtualizează. Nu. Când spunem sectorul umbră, nu ne referim la faptul că el este, că folosești numai online. Deci nu la acest tip de virtualizare. Este foarte real. De pildă, ai fonduri de investiții care operează precum actorii bancari, adică oferă chiar credite pe finanțarea unor operațiuni. Deci, de aceea, băncile nu ies încă din scenă, dar noastră știți foarte bine, mari operatori în domeniul telecomunicațiilor ridică resurse de pe piața de capital. Sigur că pot să fac apel și la bănci, dar emisiunile de obligațiuni și sume, vorbim de miliarde, sunt sume colosale, deci nu mai faci apel la bănci. România, Telecom, unul dintre cei mai importanti jucători din piață, a devenit și banca de curând. Face parte din această tendință, deci se dezvoltă shadow banking. Shadow banking crește. Vom colabora doar pentru 2018 pentru această direcție. Banca Națională este doritoare să dezvolte colaborarea în acest lucru. Vă mulțumim.